Suntem live, bănuiesc, pentru că acum mă văd pe mine. Vă salut pe toți, salutare tuturor. Suntem la un public talk organizat de MCM Moldova, de colegii de la MCM, cu care am avut și plăcerea să facem prima ediție de GPEC Summit în Chișinău. Le mulțumesc pentru ideea de a fi eu moderatorul acestui panel sau webinar, dacă vreți să-l numim așa. Numele meu este Andrei Radu, sunt CEO, organizatorul evenimentelor GPEC din România de 18 ani de zile și iată o primă ediție de GPEC Summit în Republica Moldova, în Chișinău. Anul acesta a avut loc pe data de 22 iunie. Astăzi povestim despre e-commerce, povestim despre ce s-a întâmplat anul acesta în e-commerce, atât în Republica Moldova, cât și în România. Încercăm cumva să comparăm cele două țări și să găsim oportunitățile, potențialul celor două piețe împreună. Este foarte adevărat că, iată, mai avem foarte puțin, o lună de zile până când se termină acest an. Deci, în principiu, avem deja un overview asupra evoluției pieței în 2023. Vedem și despre cifrele de piață, vedem dacă și cum s-a schimbat comportamentul de căutare, de consum. Discutăm și despre Black Friday. Chiar sunt curios pentru că înțeleg că în Republica Moldova Black Friday urmează să se întâmple pe calendarul american, da? Adică vinerea viitoare, ceea ce în România deja s-a dus, da? Adică То, noi. что в Румынии уже пошло. Scuze, nu știu cine a Извините. intervenit. Извините. Hello! Se mai aude cineva, dar eu nu înțeleg limba rusă, deci. Bun. E bine că e deocamdată pe mute. Am alături de mine o mulțime de reprezentanți ai companiilor de profil și îmi face plăcere să îi prezint pe invitații de astăzi, dar nu înainte de a vă spune că dacă aveți întrebări, comentarii, orice fel de nelămuriri sau clarificări de care aveți nevoie, puteți să comentați în chatul public de pe YouTube, acolo unde urmăriți această transmisie în direct, și vom prelua, încerc să preiau întrebările cele mai interesante pe parcursul acestei discuții. Așadar, invitații de astăzi, pe care îi și salut, Virgil Gheorghe este directorul general Fan Courier Moldova. Te salut, Virgil, dacă ne auzi, dă un unmute și salută-ne și tu. Salut, salut! Perfect, te salut, Virgil, ești alături de noi. Felicia Jereghi, Managing Director Indigo Group și expert în digital marketing. Bună, Felicia! Salutare! Bun venit! Stanislav Potemkin, sper că pronunț cât se poate de corect, Head of Merchant Sales and Acquiring Moldova and Belarus pentru Visa. Hello, hello! Salut, everybody! Ok, Oana Dumitrescu, Industry Head and Retail Lead la Google România. Bună, Oana! Bună tuturor și mulțumesc de invitație! Bună, Oana! Și nu în ultimul rând, Cristian Mbala, Head of Product 999.md. Eu așa îi spun, înțeleg că se poate spune în diverse forme, 3 de 9 sau, mă rog, exprimarea în limba rusă pe care încă n-am prins-o, așa că mă feresc de ea. Te Da. salutăm, Cristian! Salut, salut tuturor! Salut! Bun, și acestea fiind spuse, îmi place să fim operativi și să trecem la treabă, pentru că sunt convins că vreți să aflați, cei care ne urmăriți, ce se întâmplă în e-commerce-ul românesc, în e-commerce-ul din Republica Moldova, și în același timp care sunt oportunitățile de creștere, oportunitățile pieței și trendurile pentru anul viitor. Și pentru că este frumos, zic eu, să începem cu doamnele care sunt prezente în acest webinar, am să adresez o primă întrebare legată de overview-ul de piață către Felicia. Așadar, Felicia, noi am mai avut ocazia să discutăm și în panelul de la GPEC Summit Chișinău. Știu că ai foarte multe cifre interesante, știu că analizezi piața de e-commerce din Republica Moldova îndeaproape. Există și niște studii pe care le-ai citat în Chișinău. Hai să vedem în principiu cam care este valoarea totală a pieței de e-commerce din Republica Moldova și să o comparăm un pic și cu România. Te rog, ai cuvântul. Cu mare drag. Mersi foarte mult pentru invitație. Sunt bucuroasă să te revăd și să continuăm Asemenea. discuția. Păi, după cum știm cu toții, Republica Moldova este abia la început de drum pe partea asta de e-commerce și chiar dacă există o creștere anuală, comerțul electronic reprezintă totuși doar
4% din totalul comerțului intern, media mondială fiind de 19%. Volumul anual de cumpărături per cap de locuitor e 155 de euro, ceea ce e de 4 ori mai puțin decât în România. Iar dacă vorbim nemijlocit de volumul pieței de e-commerce din Moldova, acesta este estimat la o valoare aproximativă de 320 de milioane de euro pe an. Și Ok. studiile arată că, de fapt, există un potențial enorm de creștere pentru perioada următoare. Deci, prognozele spun că în următorii 3 ani, această cifră poate să crească de 5 ori. Și asta vorbim doar despre consumul intern, adică de potențialul care e aici, pe piața locală. Ok. Felicia, hai să ne raportăm așa. Deci ai spus tu 320 de milioane de euro, cumva valoarea totală a comerțului online din Republica Moldova în 2023. Ca să o pun în context, o compar un pic cu piața din România. Anul trecut am avut în jur de 6,5 miliarde de euro. Probabil că o să ajungem înspre 7 miliarde de euro anul acesta. E într-adevăr o diferență, dar trebuie să ne raportăm și la numărul de oameni, da? La populația activă din Republica Moldova. Cât sunt acum? Aproximativ 2 milioane de. Da, statistica arată ceva peste 2 milioane de locuitori, dar din ăștia doar 1,8 sunt pe internet, deci sunt cei care pot face cumpărături online. Însă, din păcate, și din ăștia 1,8, doar puțin peste jumătate de milion cumpără online. Și, da, dacă vorbim de cumpărături lunare cu o frecvență mai mare, sunt undeva în jur de 90 ceva de mii care o fac. Totuși, cifrele astea sunt în creștere, chiar dacă sunt atât de mici, ne dă o speranță că tot ce se întâmplă acum în economia țării, în schimbările pe care le face și statul și alți actori participanți și care au legătură cu comerțul electronic, pun premisele pentru o dezvoltare bună și accelerată și sperăm că chiar dacă acum suntem cam cu vreo 18 ani în urmă versus România, sperăm că ritmul de creștere o să fie destul de rapid și reușim în câțiva ani, nu în 18, să ajungem din urmă. Cu siguranță așa va fi, pentru că tehnologia evoluează rapid. Uite-te cât de mult s-au schimbat lucrurile în ultimii câțiva ani de zile cu AI și tot felul de nebuneli. Revin către tine, Felicia. O să mai vreau să mai povestim despre date de piață din Republica Moldova și de număr de magazine online, comportament de consum, dar înainte de toate aș vrea să o întreb și pe Oana și să facem o paralelă un pic cu zona de e-commerce și retail din România. Hai să vedem în principiu, Oana, cam cum stau lucrurile în România și după aia o să povestim și de datele pe care voi le aveți, Google, pentru Republica Moldova în ceea ce înseamnă comportamentul ăsta de search, da? Hai să vedem, Oana, Da, cum e pe desigur. România? E bine. E bine și foarte promițător. Deci dacă aici este promițător, eu pot să spun doar că Republica Moldova este și mai promițător din ce am auzit până acum de la Felicia, așa că nu cred că e nevoie de 18 ani, nici de o pandemie, este nevoie doar de puțin timp și se rezolvă, vine de la sine, clar interesul este acolo. Ce știm despre România în acest moment? Noi am, de-a lungul timpului, ne-am uitat la mai multe surse de date. În ultimul an am agreat împreună cu colegii noștri din regiune, adică și cu colegii din Polonia și colegii din Cehia și din Ungaria, cumva încercăm să uniformizăm modul în care ne uităm la date și ne raportăm la datele Eurostat, care spun așa că în ultimele 12 luni avem un volum total de vânzări în România de 71,6 miliarde de euro, din care online 4,3 miliarde de euro. Acum, întotdeauna există dezbateri apropo de cifrele acestea, pentru că în această situație, clar, share-ul de e-com este mult mai mic decât media de 19% pe care am auzit-o de la Felicia, pe care o știm și noi și ne uităm și la acele date. Cred că cel mai important este să ne uităm la trenduri. Da? Dacă acestea cresc, volumele de la lună la lună, de la an la an,
care este sezonalitatea, dacă se păstrează sau nu, și abia atunci să începem să punem cap la cap, pentru că oricum este foarte, foarte greu să punem totul cap la cap. Vorbim de volume care sunt tranzacționate în România, dar poate că plățile sunt făcute prin procesatori străini, poate că retailerul nu este de fapt din România și face cross-border și așa mai departe. Deci sunt multe leere care vin aici. Prin urmare, noi am zis, ok, ne uităm, toate țările din CE au agreat și se uită la datele Eurostat în acest moment, dar ne uităm din unghiul de trenduri. Da? Vedem cam care este sezonalitatea. În momentul ăsta știm că România are un noiembrie foarte puternic. Atunci când este vorba despre e-com în general. Timp în care Cehia și Polonia au un decembrie puternic, atunci când este vorba despre e-com, da? Deci lucrurile sunt întotdeauna cu o nuanță. Ceea ce vedem, în schimb, este evident o oportunitate de creștere, pentru că după ce ne uităm la România, ne uităm la Polonia, după ce ne uităm la Polonia, ne uităm la Marea Britanie și așa mai departe. Deci întotdeauna există un alt reper pe care putem să luăm și să ne comparăm. Dar ceea ce știm clar despre noi în acest moment este că vedem un e-com în creștere de la an la an, vedem că suntem puternic sezonieri, noiembrie fiind o lună în care rata de achiziție din online se dublează sau poate se și triplează, depinde foarte mult când ne uităm istoric, valorile astea chiar s-au triplat în unii ani, așa că trăgând așa o linie și o concluzie, arată bine, arată promițător. Când ne mai uităm și din unghiul de Google și din cum arată căutările, atunci începe iarăși un alt univers și o altă discuție pe care o păstrez pentru momentul următor. Corect, corect. Oana, ai spus tu foarte bine că într-adevăr există cifre contrastante în funcție de diverse studii care se întâmplă și de cum se culeg datele și așa mai departe. Dar ce e cel mai important este că piața de e-commerce, atât în România cât și în Republica Moldova, are un potențial foarte mare de creștere. Înainte de a trece la partea legată de comportamentul de căutare, o să fac așa un pic de tur de masă virtuală cu toată lumea. Știu că Virgil Gheorghe de la Fan Curier este alături și de Cornel Morcov, pe care îl salut. Iar dacă da, Cornel Morcov trebuie să-l și prezint, evident, Chief Commercial Officer la Fan Curier în România. Te salut, Cornel, dacă ne auzi, aș vrea să intervenim un pic și să vorbim despre care este accepțiunea voastră vis-a-vis de piața de e-commerce din Republica Moldova. Salutare, sper că sunt Ne auzit. auzim. Eu sunt împreună cu Virgil, da, chiar ne întoarcem dintr-o vizită la Chișinău. Am sărbătorit ieri împreună cu echipa de acolo 2 ani de la momentul în care noi am startat operațiunile Fan Curier în Republica Moldova. Am ascultat-o cu mare interes, atât pe Felicia, cât și pe Oana. Cu ceea ce sunt de acord că e-commerce în Republica Moldova creează o oportunitate extraordinară, care trebuie, așa cum spunea și Oana, să se ducă pe mai multe leere. Am însă câteva semne de întrebare cu privire la cifra pe care Felicia a menționat-o, și anume cele 300 și ceva de milioane de euro care sunt în comerțul electronic. Noi acum, ca și operator de servicii de curierat, suntem, să zicem, numărul 3 în piață. Cu volume mai mari decât noi sunt probabil Poșta Moldovei și Nova Poșta. Obiectivul nostru este ca până la finalul anului viitor să devenim lideri de piață pe piața din Republica Moldova și să ne îndeplinim acest obiectiv. Uitându-ne însă la valoarea rambursurilor pe care noi le operăm în fiecare zi, uitându-ne la market share-ul pe care îl avem din piața din Republica Moldova, eu cred că este foarte îndrăzneață această cifră de 300 de milioane de euro, raportându-ne și gândindu-ne că piața din România înseamnă
6-7 miliarde de euro, deci ar însemna că Republica Moldova este de doar 20 de ori mai mică decât România ca și e-commerce, în condițiile în care are doar 4% vânzări e-commerce, România are 9-10% e-commerce, Moldova este de 10 ori mai mică, da, de aproape 10 ori mai mică ca și potențial cumpărători decât România. De asta cred că cifra este foarte generoasă și probabil că implică și alte tipuri de plăți, pentru că pe comerțul electronic clasic nu are cum să fie așa. Mai mult decât atâta, noi suntem singura companie care condiționăm clienții de a folosi exclusiv plata ramburs prin cont bancar, pentru că este value proposition la Fan Courier să fim complet împotriva oricărei forme prin care statul poate fi eludat, iar plata ramburs cash este o formă care permite cumva o eludare și de la plata taxelor și impozitelor, lucru care noi nu putem să-l încurajăm în vreun fel. Deci noi toate rambursurile avem prin bancă. Practic, dacă se întâmplă comerț electronic cu plata cash și companii care nu declară, că știți foarte bine, e un aspect pe care l-am discutat și la GPEC în vară, statul moldovean mai are multe lucruri de făcut în direcția aceasta, în direcția de a-și securiza veniturile la bugetul de stat, iar noi ne-am arătat deschiderea să îi sprijinim atât pe comercianți cât și autoritățile. Deci, în momentul de față, cred că cifrele reale sunt mult mai jos. Așa, ca părere generală vis-a-vis de statement-ul antevorbitorilor mei, dar o să închei așa cum am început, și anume, credem că, într-adevăr, este o zonă de oportunitate. Nu ne trebuie 20 de ani să ajungem unde este România. Moldova o poate face într-un timp mult, mult, mult mai scurt. Oportunitățile din Moldova sunt mult mai mari decât le-am avut noi acum 20 de ani, capacitățile tehnice și tehnologice sunt mult mai dezvoltate, iar Republica Moldova în 2-3 ani poate prinde din urmă România fără niciun fel de problemă, dar e nevoie de ceva mai mult. E nevoie de a face multe lucruri diferit și acesta este unul din motivele pentru care suntem alături de comunitatea de e-commerce de acolo, să sprijinim și să venim cu plus valoare în tot ceea ce fac dânșii. Mulțumesc, Andrei! Mulțumesc tare mult și eu, Cornel. Am să trec un pic și pe la ceilalți colegi care încă nu au luat cuvântul pentru moment. Stanislav, doar o clipă să fac și treaba aia cu traducerea simultană. Înțeleg că trebuie să selectez aici un canal. Stanislav, vreau să te întreb care este percepția, viza asupra e-commerce-ului din Republica Moldova, în calitatea voastră de emitenți de card și în același timp și de acceptatori de plăți, de procesatori cumva de plăți electronice. Iar apoi o să discutăm și despre, intrăm un pic mai în profunzime pe alte subiecte, inclusiv în zona de marketplace și care sunt soluțiile voastre pe care care cumva ușurează procesul ăsta de e-commerce. Добрый день. Андрей, спасибо за вопрос. Я буду... Да, мне нужно как-то сделать так, чтобы я сам себя не слышал. Я попробую без наушников отвечать в микрофон. Надеюсь, меня слышно. Спасибо, Андрей, за вопрос. Вопрос действительно интересный по поводу решений визы, которые есть для облегчения стимулирования онлайн-торговли. Есть у визы решения, которые направлены на токенизацию вместе с решениями от Google Pay, от Apple Pay, которые пришли на рынок Молдовы. Эти решения помогают пользоваться консюмерам нашим совместным, и как кардхолдерам карточек, так и держателями айфонов, телефонов на андроиде, Samsung Pay, пользоваться бенефитами, удобством, которое предоставляет само solution, когда нет необходимости доставать каждый раз карточку для оплаты, а достаточно лишь прикладывать телефон. И более того, эти решения доступны в том числе в e-commerce, когда на страницах магазина, на страницах оплаты можно просто нажимать кнопочку Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и тому подобное, и транзакция проходит более бесшовно.
Такие решения, они как раз позволяют покупателям не утыкаться в стоп-факторы неверных credential карточек, которые часто являются стоп-фактором для проведения успешной оплаты, и совершать, собственно, сами транзакции более бесшовно, что позволяет как покупателям делать транзакции более с большим UI и UX опытом, так и продавцам, мерчантам, торговцам, предпринимателям продавать больше обороты за счет того, что сам процесс оплаты идет бесшовно. Ok, mulțumesc tare mult, Stan. Am prins, de fapt am ratat o primă bucată din ceea ce ai povestit tu, pentru simplu motiv că nu m-am descurcat eu cu partea asta legată de traducere, dar am prins mare parte din ea. Sper că de acum înainte o să fie din ce în ce mai bine. Bun, haideți să mergem un pic mai departe. Cristian, te salut și pe tine încă o dată și rămân în același context. De overview de piață. Voi știu că reprezentați o platformă de anunțuri, da? Și pe de altă parte transformată cumva și în marketplace. Ați adăugat componenta de marketplace. Tu cum vezi ca și jucător, da? Ca pure player în e-commerce, cum vezi evoluția pieței de comerț online din Republica Moldova pe 2023? Cristian, nu știu în ce măsură tu ne auzi, noi nu te auzim pe tine. Și nu ești pe mute, dar cred că nu ești pe canalul care trebuie. Nu te auzim. Eventual încearcă să ne scrii dacă e ceva, scrie-ne pe chat, dar noi deocamdată nu te auzim. Revin către tine, da? Hai să testăm un pic să vedem. Îmi dau seama că tu mă auzi pe mine, dar noi nu te auzim deloc pe tine. Da? Hai să mergem un pic mai departe. Mă întorc la Oana, pentru că am zis că discutăm un pic despre comportamentul ăsta de search al utilizatorilor. Hai să vedem, Oana, ce date aveți voi pentru Republica Moldova? Ce date are Google? Avem multe date, foarte interesante. Chiar mi-a făcut plăcere. Voiam să spun că sunt foarte bucuroasă că avem ocazia să povestim un pic despre Republica Moldova. Noi, în trecut, am mai povestit despre potențialul pe care îl simțim cumva în piață, dar nu aveam posibilitatea, practic, să intrăm prea mult și să povestim. Iată că suntem în primul an. Și mi-a făcut mare plăcere să mă uit în date și să descopăr lucruri foarte interesante. Când ne uităm la total retail, am auzit mai devreme niște cifre vehiculate și cumva era o discrepanță foarte mare. Ei, când am scos această lentilă și ne-am uitat doar din perspectiva Google, lucrurile sunt încă o dată foarte promițătoare. De exemplu, categoriile de retail din Republica Moldova, cele pe care le urmărim și în România, da? Marile categorii, adică, și o să le spun în engleză că mi-e mai ușor așa, home appliance, apparel, consumer electronics, beauty and personal care, jewelry. Ce mai avem? Cam asta, cred că le-am spus pe toate. În România, în ultimele 12 luni, au crescut cu undeva 19% year on year. Da? Aici Okay. vorbim despre interesul userilor. Căutări făcute de către români pe Google în ultimele 12 luni. Am încercat să acopăr și octombrie, să fie datele cât mai recente. Pe Republica Moldova, în schimb, creșterea este de, haide, 50%. ei, nici chiar Cine dă mai mult? Hai să vedem. Eu sunt 25. optimist. Am zis acum, putem să facem concurs la următoarea întrebare, de 25%. Practic, niciuna din aceste categorii nu a crescut în anul acesta cu mai puțin de două cifre.
Noi în România avem așa o categorie codașă la creștere, îi spunem noi, dar ea este codașă doar pentru că este foarte dezvoltată. Și aici vorbim despre consumer electronics. Este una dintre categoriile cu cea mai mare rată de penetrare a comerțului electronic. Este, îi spunem că e matură, da, pentru că s-a dezvoltat destul de mult. Oamenii deja știu despre ce este vorba. Căutările se rafinează în funcție de modelele care apar, ce branduri și modele de produse noi mai apar. În schimb, în Republica Moldova, în ultimul an, în ultimele 12 luni, nu a fost nicio categorie, practic, care să nu crească cu mai puțin de două cifre. Și minimul pe care l-am văzut este 19%. Adică noi ne ducem undeva înspre 15% și ne ducem de la 19% în sus, înspre 35, poate chiar 40, depinde foarte mult de nuanță. Cu alte cuvinte, vedem interes, oamenii caută, sunt interesați să afle. Peste 70% din aceste căutări vin de pe device-uri mobile. Da? Ceea ce este iarăși probabil foarte util pentru cei care activează în zona de e-com, să știe că site-urile trebuie adaptate și procesul de achiziție trebuie să fie adaptat și ușor de navigat pe un device care nu are un ecran foarte mare. Da? Deci trebuie să fie totul ușor de parcurs pentru utilizator. M-am mai uitat apoi la sezonalitate, pentru că noi avem niște categorii care sunt cumva sensibile sezonalității. Știm, de exemplu, că home appliance, consumer electronics cresc foarte mult în toamnă. La fel se întâmplă și în Republica Moldova. Ce am remarcat, în schimb, este că această creștere este, cum să spun, ceva mai lină de la an la an. Sezonalitatea nu este atât de puternică pe cât este în România. Dar, în schimb, ea există acolo, da? Deci creșterea este și pe parcursul anului căutările sunt distribuite aproape uniform. În România, de exemplu, acum, în perioada noiembrie-decembrie, vedem căutările din categoria de food and groceries, food and beverages. Știm că urmează Crăciunul, urmează Revelionul, ne pregătim de timp petrecut alături de cei dragi, mese îmbelșugate, băuturi și așa mai departe. Crește foarte mult în noiembrie și în decembrie. În Republica Moldova, probabil și pentru că sezonul sărbătorilor, să spunem așa, este ceva mai prelungit, se duce mult și în ianuarie, da? Ceea ce, dacă ne uităm la anul calendaristic, cumva se și vede un ianuarie puternic, un decembrie puternic și apoi așa o mică, să spunem, o mică cădere, dar nici aceea nu este semnificativă, nu este ceva de care să ne îngrijorăm. Cu alte cuvinte, semnele arată foarte promițător. Încă o dată, nu avem motive să ne îngrijorăm. Ne bucurăm că oamenii caută, încearcă să descopere cât mai mult. M-am uitat un pic și la căutările care au legătură cu brandurile sau generice și încă și aici am văzut încă un semnal că este o oportunitate de creștere. Mare parte din căutările din categorii sunt generice, da? Deci ele încă nu sunt influențate de branduri puternice, de retaileri puternici și atunci este un teritoriu de cucerit pentru oricine, practic, își propune acest lucru, da? Pot fi încă asociate aceste căutări cu branduri sau cu retaileri, în funcție, evident, de interes, de categorie. Aici lucrurile variază și deja intrăm în foarte, foarte multe detalii. Perfect, mulțumesc tare mult, Oana, pentru tot overview-ul ăsta. O să mai revin la tine, mai am lucruri să te întreb, dar mă întorc un pic la Cristian, ia să vedem dacă acum problemele tehnice s-au rezolvat. Cristian, ne Da, auzi? dacă Da, auziți, perfect. Bun, super. acum ideea este ce trebuie eu să fac. Îi mai întreb o dată pe colegii de la MCM, deci trebuie să trec în interpretation pe Switch to English, da? Pe canalul de English. Cred că da. Da, ok. Hai, Cristian, te rog. Întrebarea este tot aceeași, da? Aceeași întrebare, că n-am apucat încă să ne auzim pe ea. Deci, care este percepția voastră despre starea e-commerce-ului în Republica Moldova din perspectiva voastră de jucător în piață? Да. Перейду на русский, если можно. Я собираю данные из открытых источников. Мы обнаружили, что на самом деле рынок онлайн-торговли в этом году растет в 3 раза быстрее, чем офлайн. То есть это 15% против 5, то 15 онлайн, 5 офлайн. Вот. Но плохо то, что эта цифра идет на спад. То есть после сильного
буста после сильного пинка, который произошел во время пандемии. Тогда произошел прирост аж в 50%. Он от года к году постепенно, этот прирост, он замедляет темп. Было 50, потом в 21-м 25, в 22-м году уже 20, и вот сейчас ожидается 15%. Тем не менее, это все равно выше, чем темпы роста офлайн-торговли. И как мы предполагаем, чем это обусловлено с нашей стороны, мы видим, что все больше бизнесов, все больше торговцев, представителей выходят в онлайн. Особенно это заметно у нас на площадке, но и заметно, в принципе, по Молдове. Наш проект PriceMD прямо сейчас поддерживает 400 интернет-магазинов в Молдове. И параллельно создаются новые. Также и на маркетплейсе Тридевятки сейчас представлено тоже около 400 магазинов из, насколько мне известно, 1700 в Молдове. Следующее, что повлияло и влияет на рост, это появление инфраструктуры, снижение стоимости доставки товаров. Наверное, спасибо за это коллегам из Фан-Курьер. Но не только им, то есть действительно на рынок Молдовы за эти 3 года вышло сразу несколько игроков по доставке товаров, по более дешевой доставке товаров, по более низким ценам. И, наверное, вот эта конкуренция сыграла роль свою. Ну и, конечно же, повлияло это рост проникновения интернета. Сейчас в Молдове, насколько мне известно, это в районе 80%, что достаточно высокий показатель. И в особенности я бы тоже отметил это рост проникновения мобильного интернета, потому что действительно большинство пользователей, как сказала ранее Уана, это пользователи мобильных устройств. Это, наверное, дешевле и эффективнее, поэтому у нас на площадке цифры примерно такие же. Ok, deci, Cristian, am înțeles eu bine că sunt în jur de 1700 de magazine online în Republica Moldova? Ну, согласно данным из открытых источников, да. Согласно данным Ассоциации интернет-бизнеса Молдовы. Ok, mulțumesc tare mult. Felicia, asta era o întrebare pe care vreau să-ți o adresez și ție, dar bănuiesc că sunteți cumva cap la cap cu aceste cifre. Deci dacă sunt în jur de 1700 de magazine online în Republica Moldova, încerc chiar să fac o comparație cu România, o comparație injustă față de Republica Moldova. În România înțeleg că sunt aproximativ 60.000 de magazine online în acest moment. Dar cumva m-ar interesa foarte mult să știu, uite, în ce măsură contribuiți voi, ca și agenție, la accelerarea dezvoltării comerțului online în Republica Moldova. Pentru că se fac, într-adevăr, pași semnificativi în ultima perioadă, în ultimii câțiva ani de zile, chiar și cu intrarea Fan Curier în piață acum 2 ani de zile, s-a dat un semnal puternic asupra faptului că Republica Moldova are un potențial semnificativ și că e pus acolo pe harta companiilor serioase. Ce faceți voi pentru ecosistemul e-commerce din Republica Moldova? Mersi pentru întrebare și uite, ca să revin un pic la discrepanțele astea de cifre sau de păreri despre care am pomenit aici mai devreme, într-adevăr nu există o sursă unică la care putem avea acces și e foarte bine că ne adunăm aici împreună să discutăm, să punem sub întrebare cifrele, pentru că, din păcate, mi-aș fi dorit și eu să fie așa cum zicea Oana, să avem cifrele pe Eurostat și pentru Republica Moldova. Ele, din păcate, nu sunt și ar fi fost super să le avem pe toate țările comparativ ca să putem, într-adevăr, înțelege unde suntem. Și, așa cum a menționat și Cristian, majoritatea cifrelor sunt fie din studii efectuate de asociații independente sau finanțatori sau cei care se implică în dezvoltarea segmentului, sau din alte surse deschise și atunci, da, e bine să le challenge-im așa cum a făcut-o Corneliu. Stai liniștită, Felicia, că nici în România nu există o singură sursă de. Deci și noi ne lovim de aceeași poveste, așa că nimic nou sub soare. Hai să vedem să trecem efectiv la subiect, la întrebarea pe care ți-am adresat-o.
Da, deci acum anul ăsta în Republica Moldova o să vorbesc un pic la general, întâi de toate, un fapt care ne bucură e că statul de fapt a recunoscut această oportunitate de dezvoltare pe partea comerțului electronic și a făcut din asta o prioritate națională. A reușit să construiască un întreg ecosistem de parteneri și de actori care lucrează acum la accelerarea dezvoltării comerțului electronic. Și suntem și noi unul din acești parteneri ai programului și colaborăm în această direcție atât cu inițiatorii programului, cât și cu beneficiarii finale ai acestui program. E vorba de întreprinderile mici și mijlocii care sunt asistate pe tot parcursul necesar ca să își deschidă magazine online și ca să și le gestioneze, iar noi venim cu ajutor pe partea de digital marketing anume și de marketing în general, dacă au nevoie de tot ce înseamnă branding, de mentorat pe partea de cum anume trebuie să arate un site, care sunt ingredientele necesare ca site-urile să fie ușor de navigat pentru utilizatorii finali și procedura de cumpărare să fie fără fricțiuni. Oferim consultanță și pe partea de digital marketing, atât organizând training-uri și workshop-uri pentru agenții economici din Republica Moldova. Și cu ocazia asta vreau să menționez chiar că luni, 27 noiembrie, la AmCeam o să aibă loc un workshop exact pe tematica asta, în care colega mea Elena, care e expert în digital marketing, o să vorbească membrilor AmCeam despre cum exact își setează corect obiectivele de comunicare în mediul online, pornind de la scopurile și particularitățile afacerii lor. Pentru că ne-am pomenit după pandemie încoace că există mult loc de învățare, și că există, mult loc de a îmbunătăți, performanța chiar și a celor, magazine online care sunt deja existente și prezente pe piață. Asta așa la modul tare, tare general, dacă să zic. Când e Black Friday în Republica Moldova? Vinerea viitoare, de azi într-o săptămână? Da, de fapt, cumva Sau a început? E Black Month. a fost toată luna noiembrie cu oferte. Fiecare comerciant a decis Black Friday personal, dar la modul general, că făceam și o discuție aici cu colegii, lumea totuși asociază Black Friday cu cel care vine din America, deci cu ultima vinere din lună. Însă ce am observat eu, că comercianții au început să comunice la fel ca și în România, de fapt, încă de la începutul lunii, cu diferite promoții și discounturi. Dar că este o chestie specifică în Moldova, totuși Black Friday nu este perceput ca ceva extrem de deosebit și de diferit față de alte perioade în an în care comercianții la fel vin cu mesaje în care comunică oferte, discounturi și reduceri, da, care sunt pe placul moldovenilor, ce să zic. Corect. Sunt pe placul tuturor. Tuturor ne plac discounturile. Apropo de chestia asta, o să trec un pic la Virgil de la Fan Curier Moldova. M-ar interesa să știu de principiu cam câte expediții livrați pe zi în Republica Moldova și cu cât a crescut numărul lor comparativ cu anul trecut, deci în 2023 comparativ cu 2022. Și în același timp, ce așteptări, pentru că tot vorbeam de Black Friday cu Felicia, ce așteptări aveți voi pentru Black Friday-ul din Republica Moldova de vinerea viitoare? Iar apoi eu trec și la Cornel, da? Vreau să-l întreb ce a fost în România. Acum ajungem la 4.000-5.000 de expediții pe zi, și astea sunt într-un mod constant, adică zi de zi avem volumele astea, iar ca cifre așa adunate, practic noi ne-am dublat
volumele începând cu ianuarie acest an până în momentul ăsta. Deci, noi simțim o creștere, o creștere constantă, o creștere sănătoasă, iar aceste volume nu fac decât să ne bucure și să ne facă să ne gândim ca în permanență să ne creștem capacitatea noastră de livrare. Chiar dacă avem doar 2 ani pe piață, noi gândim pentru următorii ani și încercăm să ne dezvoltăm atât oamenii, cât și flota de mașini și absolut toată dezvoltarea noastră să fie pe termen lung. Și da, ne așteptăm din ce în ce la volume mai mari. Pentru Black Friday, așa cum spunea și colega de mai devreme, am simțit săptămână de săptămână niște volume în plus și asta nu face decât să ne bucure. Și ce așteptări aveți spre deosebire de o zi din an? Deci tu spuneai în jur de 4.000 de expediții, am înțeles, am reținut corect, 4.000 de expediții pe zi, de Black Da. Friday sau în perioada de campanie de Black Friday, la cât te aștepți? Ajungem la, nu știu, dublăm 8.000 de expediții sau la un 5.000, 6.000, cam care sunt așteptările voastre? Cam astea sunt așteptările noastre, ai sesizat foarte bine. Dacă zi de zi avem 4-5 mii, acum estimăm să ne ducem la 6 mii, 7 mii, poate chiar 8 mii de expediții în perioada următoare. Ok. Și dacă tot e lângă tine, Cornel, aș vrea să-l întreb cum a evoluat Black Friday-ul din România, care s-a încheiat, nu mai țin minte, pe 10 noiembrie, cred că a fost, sper să nu greșesc, Cornel. Ce a fost anul ăsta comparativ cu anul trecut? Cum au mers lucrurile din punct de vedere livrări față de anul trecut? Ca număr de comenzi, a fost peste așteptările noastre. Aveam o anumită planificare pe care o făcusem cu clienții noștri, însă forecastul nostru a fost cumva depășit. Noi aveam experiența de anul trecut când Black Friday-ul comparativ din 2022 comparativ cu 2021 nu a avut o creștere sau nu nici de cum o creștere semnificativă. Anul acesta am văzut într-adevăr o creștere importantă. Este totodată și o schimbare de comportament al consumatorilor, pentru că această creștere este în număr de comenzi efective, nu este neapărat o creștere și în valoare. Pentru că ce s-a întâmplat anul acesta diferit? S-a întâmplat că pentru noi sunt mai multe comenzi, dar pentru magazinele online sunt mai puține produse în coș. Deci valoarea efectivă a comenzilor este mai mică. Asta dacă ne raportăm la sellerii din România, dacă ne raportăm la sellerii internaționali, iar unul din avantajele noastre este că avem un mix bun de clienți care compensează, să zic așa, perioada aceasta, să nu depindem doar de un singur pic, da, de jumătatea lunii noiembrie, ci noi suntem cu volumele foarte sus întreaga lună noiembrie. Practic am avut Black Friday pe 10, când ai menționat tu. De fapt am început de pe 6 cu unele magazine online. Am avut un vârf pe 10. În weekendul acela, vineri, sâmbătă, duminică, luni, am ridicat de la clienții noștri 1.100.000 de expedieri, ceea ce înseamnă foarte mult, mult mai mult decât în anii precedenți. Însă volumele rămân sus, sellerii internaționali, special cei din zona de fashion și de beauty, au într-adevăr niște campanii extrem de generoase și pot să spun că m-ai întrebat cum merg și livrările. Livrările în zona de last mile merg foarte bine. Singurele probleme pe care le avem și le întâmpinăm sunt, de fapt, în zona de hub-uri, în zona de cross-dock-uri, pentru că sunt zeci de tiruri de la magazinele online care vin într-un timp foarte scurt, care trebuie descărcate, procesate, sortate. Și dacă ne gândim la faptul că noi avem dificultăți, și cuvântul realist este dificultăți, deci nu
nu suntem într-un impas, doar că este o presiune foarte mare pe centrele noastre operaționale și tocmai am anunțat și într-un comunicat de presă că am mai lansat încă un centru operațional la Arad, este un centru nou pe care îl vom automatiza. Dacă ținem cont de faptul că centrele noastre operaționale principale, București, Cluj, Timișoara, Arad, Brașov, sunt complet automatizate și împreună aceste centre au o capacitate de sortare automată de peste 100.000 de colete pe oră și noi avem dificultăți, asta înseamnă că lucrurile chiar se întâmplă. Eu care vin din zona de comercial, de business development, una dintre bucuriile pe care le am este atunci când îmi văd colegii din operațional transpirând de fapt că nu mai prididesc cu volumele. Îmi place să-i provoc în felul acesta. Nu-mi place când se întâmplă invers, când mă sună ei și îmi spun: Cornel, știi, avem o perioadă mai relaxată, putem să generăm anumite volume pe anumite zone. Deci îmi place să-mi văd colegii din operațional transpirând, pentru că vin ca transpirația lor vine ca efect a unei munci făcute bine de întreg lanțul din industria de e-commerce. Da, să știi că pot să confirm și eu că din ce am văzut și de la PayU și de la celelalte magazine online cu care am ținut legătura, că Black Friday-ul de anul ăsta a depășit așteptările. Probabil că toți mergeam așa cu low expectations, dar creșterile în cazul magazinelor online consacrate au fost de vreo 15%. Mă refer la fel, exact cum ai spus tu, un număr de produse, în units, nu neapărat în value, da? Și pot să spun și o întâmplare foarte fericită. Am un prieten care a comandat, o să dau numele că toată lumea știe de EMAG, a comandat de la EMAG în dimineața de 10 noiembrie, undeva pe la ora 10 dimineață și a ajuns produsul prin fan curier la ora 4 după amiază. Adică în aceea zi. Deci jos pălăria. Și EMAG, crede-mă, n-a plătit pentru serviciul de livrare în aceea zi, adică a plătit pentru serviciul de livrare next day. Da, corect. Mulțumesc tare mult, Cornel. Mă întorc un pic la Mulțumesc și eu. Stanislav de la Visa și aș vrea să povestim un pic, te rog, despre soluțiile de plată și sunt multe. Mă refer aici inclusiv la Apple Pay, Google Pay sau ceea ce faceți voi împreună cu procesatorii de plăți, salvarea cardului în contul magazinului, acel card on file, tokenizare și așa mai departe. Cum ajută toate lucrurile astea la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și implicit la creșterea ratei de conversie? Спасибо, Андрей, за вопрос. Да, с радостью расскажу. Конечно же, поделюсь этой информацией, поделюсь best practices, не только молдавского рынка, но и других рынков. Я уверен, что многим слушателям эта информация будет полезна. Отлично, что да. Значит, по поводу сохранения карточек. Наверняка каждый из торговцев знает, что бывают кейсы, когда оплата начинается. Ну, под e-commerce мы понимаем не только оплату в онлайне, в том числе оплата в офлайне, а при перформансе, при заказе самого товара в онлайне. Буду, наверное, говорить про кейсы, когда идет оплата в онлайне. То есть каждый из торговцев сталкивался с ситуацией, когда, дойдя до выбранного чекаута товара, платеж не доходил до конца, именно потому что клиент либо не имел с собой карточки, либо карточка была заблокирована, либо на карте не было средств, либо какая-либо другая причина, которая не позволила ему завершить покупку. И нет-нет, но тем не менее эти клиенты либо отказываются от своей покупки, либо совершают покупку другого торговца, либо же хорошо, если переходят в следующий канал конверсии в офлайн оплате. Однако, чтобы не допускать вот этого теряния клиента, не допускать, когда клиент уходит на другого торговца, либо отказывается от покупки, ну, мы стараемся помогать нашим и клиентам, и торговцам, и банкам для того, чтобы процесс оплаты был максимально бесшовный и завершался вот в ту минуту, когда
клиент созрел к покупке. Именно это важно для самого торговца и для клиента на самом деле тоже. По этой причине такие кнопки, как Apple Pay, Google Pay, подобные Pay, они позволяют, да, бесшовно совершать платеж благодаря тому, что карточка и все данные об этой карточке уже сохранены в credential, в сохраненное хранилище. Плюс я очень рад видеть, что сейчас у Молдовы, у банков, у фасилитаторов и у многих торговцев появляется функция сохранять сами карточки. Технология на стороне Visa называется Card on File. Эта технология позволяет сохранять сами данные карточек для того, чтобы при следующей покупке, если покупки регулярные, не запрашивать сами реквизиты карточек у кастомера, у кардхолдера. А именно ввод цифр карты и там неверное указание recognition карты, либо же не апдейт карты со стороны expiry date, оно тоже является таким шагом, когда покупатель останавливается на своей оплате. Более того, платежная система Visa уже пошла далее. Она научилась сохранять сами карточки на стороне Visa и переставлять токен на сторону торговца, на сторону банка, на сторону payment-фасилитатора для того, чтобы под этим токеном держать актуальные данные карточек всегда. И, соответственно, если у клиента обновляются данные карты, обновляются срок действия карточки, либо же динамический там CVV, трехзначный пароль, код обновляется, либо же клиент хотел карточку заблокировать, но оставить возможность платить привязанной функции токена. В этом случае Visa дает опцию принимать и процессировать платежи, несмотря на то, что карта была там перевыпущена, либо же заблокирована даже. И вот шаги, которые мы побеждаем этим решением по токенизации карточек, это как раз шаги, те стоп-факторы, которые, ну, все стоп-факторы, которые можно встретить в e-commerce, кроме недостаточности средств и кроме там общей ошибки, когда эмитент просто решил отклонить транзакцию по карточке. Поэтому решение достаточно хорошее, и немножко тоже поделюсь цифрами с коллегами о том, как бустит продажу в e-commerce такие решения, в частности, по нашим исследованиям, approval rate, то есть процент успешно одобренных транзакций с помощью такой технологии повышается на 3% с помощью интеграции к сервисам Visa Token Service. Эти решения уже банки имплементируют на рынке Молдовы, поэтому все, кто имеет онлайн-магазин, либо стремятся сделать свой онлайн-магазин, смело можете, да, спрашивать про такие решения. Ну и вторичные, то есть проблемы, про которые я тоже описал, допустим, когда клиент перевыпустил свою карточку, у него там те же цифры карты, но поменялся expiry date, допустим, карты. И для того, чтобы ему делать далее платежи у своего торговца, ему нужно эту карту там заапдейтить. И вот обычно по исследованиям покупатели тратят около 12 минут для того, чтобы привязать новую карту, в случае, если они там завершают эту привязку. И не всегда эта привязка завершается успешно. По этой причине вот есть solution, есть технологии, которые позволяют помочь вашим покупателям, помочь самим торговцам не останавливать своих покупателей на каких-то шагах оплаты, а позволять делать эту оплату именно в онлайне, именно в тот момент, когда ваш торговец хочет эту покупку, ну и тем самым давать радость, давать вот это наслаждение от покупки, которое испытывает сам покупатель. Конечно же, мы все работаем не только за коммерческой составляющей, все мы еще хотим и радовать нашего клиента. Я надеюсь, что эти решения будут помогать радовать наших совместных клиентов. Эндрю? Just a second, because I was muted. Okay, so thank you very much. Cristian, am câteva întrebări pentru tine, probabil și dintr-o curiozitate de-a mea, pentru că mă interesează să văd și în ce măsură există oportunități atât pentru magazinele online din Republica Moldova, cât și pentru cele din România. În primul și în primul rând, aș vrea să te întreb așa, de ce ai recomanda magazinelor online și nu neapărat doar magazinelor, poate să fie companii care nu au o prezență online, să intre în marketplace-ul vostru? În cât se poate de pe scurt, ca și cum ai avea 10 secunde, știi cum e, elevator pitch, 10 secunde în care să le spui oamenilor, ok, uite care e principalul avantaj pentru lucrul ăsta. Eu iar nu te aud. Nu știu dacă e doar de la mine.
Mai e cineva care nu-l aude pe Cristian? Se aude. Ok, deci Cum este? acum, perfect. Am vrut să spun că, da, în primul rând, este naș marketplace, условно бесплатный для продавца, это бесплатный канал коммуникации, еще один канал, который сейчас, к сожалению, на рынке Молдовы становится все меньше. То есть у нас бюджеты все маркетинговые по большей части сейчас, я предполагаю, будут направляться в онлайн по некоторым причинам. Так что Marketplace — это отличная точка, чтобы увеличить свои продажи, причем при этом не сильно вкладываясь туда. Ok, deci înțeleg, Cristian, că marketplace, adică ca seller în marketplace, nu e gratuit pentru oricine, poate să se listeze la voi în mod gratuit sau există un comision pe modelul clasicului marketplace, comision din vânzare. Și dacă da, cât este el? Да, вы все правильно поняли. То есть за размещение условно на нашей площадке никакая плата не взимается. Точно так же продвижение это на усмотрение продавца. Он может продвигаться, может не продвигаться, но мы в свою очередь продвигаем каждого продавца. Да, мы работаем по комиссионной модели. Комиссия зависит от категории товаров. Но она варьируется от 4% вплоть до 12%, насколько мне известно. Ok. Și în momentul de față se pot înrola în marketplace-ul vostru exclusiv magazine online sau companii din Republica Moldova sau el este deschis și pentru business-uri, să zicem, din România? Și de aici o să mai vreau să te mai întreb ceva din punct de vedere logistic. Да, мы открыты на самом деле для всех предложений, но прямо сейчас у нас нет представителей и бизнесов из Румынии, поэтому, но мы открыты, в принципе, для этого. Ok. Și în cazul ăsta, asta mă interesa, că dacă voi cumva asigurați, adică sunteți deschiși și pentru business-uri din România, funcționați și ca centru de fulfillment, adică la modul eu pot, business din România, să-mi pun niște produse la voi în warehouse și voi să vă ocupați de ambalare, livrare, și așa mai departe? Пока что нет. Это у нас одно из стратегических направлений перейти на такой режим работы, но пока нет. Мы выступаем в роли посредника и доставкой условно у нас занимаются наши партнеры, в том числе Фан-Курьер и остальные представители, такие как Нова Пошта и Почта Молдова. Ok. Mai am câteva întrebări pentru тine, în sensul de aș fi foarte curios care sunt principalele categorii cu cele mai mari vânzări la voi în marketplace, pentru că am văzut că aveți, cum să spun, oferta este foarte largă. Deci care sunt principalele categorii cu vânzări mari și care este valoarea media unei tranzacții? Самые популярные категории в зависимости от сезона, но, допустим, сейчас, к этому времени года, очень сильно растет товары для автомобилей. Допустим, у нас шины продаются, поэтому пользователи иногда покупают зимнюю резину. Но из популярных площадок это, конечно же, как всегда, это техника, электроника, это товары для дома. И, на удивление, очень высокие продажи у детских товаров, игрушек и так далее. Что касается среднего чека, он держится в районе 500 лей молдавских. 500 de lei moldovenești, înțeleg, da? Care cât înseamnă în euro? Că nu mai știu paritatea, scuze. 25. 25. Ok, deci 25 de euro valoarea media comenzii. Ok, și voi cum vă pregătiți, o ultimă întrebare pentru tine, pentru moment, cum vă pregătiți voi de acest Black Friday american, de vinerea viitoare? Ce așteptări aveți? Мы не готовимся к Черной пятнице, мы готовимся к концу года. На самом деле Черная пятница превратилась в, не знаю, черный месяц, наверное. Это просто комплекс из различных праздников и акций, которые начинаются
наверное, с 11.11, который вот наших пользователей уже обучил AliExpress, что у них начинаются распродажи 11 ноября. И вот примерно с этого времени, в принципе, в Молдове и начинаются различные акции. И они продолжаются вплоть до конца декабря на самом деле. И если посмотреть поделюсь немного статистикой, то на нашей площадке спрос в этот период начинает расти вплоть до 40%. То есть 2 месяца, ноябрь-декабрь, количество покупательской активности, то есть это просмотры товаров, это непосредственно заказы, либо говорим о нашей обычной бизнес-модели доска объявлений, это звонки, то есть связаться с продавцом, растет вплоть до 40% в течение вот этих 2 месяцев. То есть мы не готовимся конкретно к Черной пятнице, мы готовимся к вот этому всему периоду. Ok, mulțumesc tare mult, Cristian. Mă întorc la Oana. Oana, știu că voi derulați un studiu în România de care noi am mai povestit, acel smart shopper. Nu cred că este, adică din câte știu de la tine, nu este valabil încă și pentru Republica Moldova. Dar pentru cei care ne urmăresc și eu am sesizat chestiunea asta la GPEC Summit în Chișinău. Sunt foarte multe business-uri online din Republica Moldova interesate să se extindă și să vândă în România. Deci pentru cei care sunt interesați de acest aspect, aș vrea să împărtășești principalele informații, principalele concluzii ale ultimei ediții de Smart Shopper pentru România. Știu că voi faceți cumva culegerea asta de date, dacă nu mă înșel, lunar, adică urmăriți în fiecare lună sau trimestrial, nu mai țin minte, sorry. Nu este nicio problemă, Andrei, stai liniștit. Sunt convinsă că la cât de multe studii și la cât de multe date îți trec prin fața ochilor, la un moment dat este chiar foarte greu să-ți amintești de unde și unde ai văzut informația, unde ai citit-o sau unde ai auzit-o. Smart Shopper este un studiu pe care noi îl facem pe toată EMEA, odată pe an. Colectarea datelor se face de obicei mai iunie. Și procesarea lor durează, evident, câteva luni în perioada verii, undeva în septembrie, octombrie, depinde foarte mult de disponibilitatea echipei aici, aș spune, avem datele finale. Am început acum 4 ani, dacă zic bine, da, înainte de pandemie, a fost prima dată când România a fost integrată în acest studiu, cu doar 3 categorii la momentul respectiv, electronice și electrocasnice, fashion. Și cred că am mai avut partea de home appliances, deci electrocasnicele mari, cumva. Acum, în schimb, s-a dezvoltat. În 4 ani a crescut destul de mult, odată că avem un istoric generos pe o parte din categorii, dar nu la fel de generos pentru categorii cum sunt jucăriile, care tocmai ce au intrat în studiu. Avem cam 7 categorii în acest moment pe care le-am analizat. Datele sunt foarte interesante și cred că sunt foarte utile pentru toți cei care activează în zona de e-com. Pentru că informațiile nu doar ne ajută să descifrăm comportamentul de căutare, să și înțelegem comportamentul de cumpărare, ceea ce adesea ne lipsește, da? Uneori la evenimente suntem întrebați, da, ok, noi vedem căutările în creștere, dar ce se întâmplă cu vânzarea? Că e la mine nu a funcționat atât de bine, rata de conversie nu a fost la fel de bună. Și atunci ne uităm la ultimele achiziții, cele mai recente achiziții pe care userii le-au făcut. Îi întrebăm de unde au făcut aceste achiziții și depinde de perioadă, depinde de tipul de achiziție făcut, ne uităm și la o anumită perioadă. De exemplu, dacă este vorba de electrocasnice, îi întrebăm de achiziția făcută în ultimele 30 de zile. Dacă vorbim de categoria de mâncare, de exemplu, ne uităm doar la ultimele 2 săptămâni, da? Și îi întrebăm, studiul întreabă ce achiziție ați făcut pe categoria aceasta în ultimele 2 săptămâni și de unde ați făcut. Deci sunt foarte, foarte specifice întrebările în funcție de categorie. Cu toate astea, sunt câteva note sau teme care se desprind din studiul ăsta, indiferent de categorie. Ce știm până în acest moment pentru anul acesta este că din cei pe care i-am întrebat, aici vorbim despre populație urbană peste 18 ani și care au făcut deci o achiziție în o lună de zile sau 2 săptămâni în funcție de categorie, 57% dintre ei au spus că au cumpărat online, da? Versus 43%. Ok. Înainte de a cumpăra, 80% au făcut research online. Deci peste 80% au făcut research online. Mare parte dintre ei au făcut research online înainte să cumpere. 30% au făcut research online și au cumpărat offline.
Dacă ne mai aducem aminte, acum câțiva ani vorbeam în România de ROPO effect, da? Research Online, Purchase Offline. 30% dintre aceștia au făcut research online și au cumpărat offline. 73% sunt channel agnostic, adică nu au o preferință anume pentru canalul de unde cumpără. Pentru ei este mult mai importantă nevoia de a-și găsi produsul respectiv, îl vor merge după unde au găsit, fie că este online, fie offline. Înainte de achiziție, 70% dintre ei folosesc un motor de căutare pentru a se documenta. Ceea ce este iarăși foarte important pentru că există această nevoie pe care noi încercăm să o înțelegem și atunci când vine vorba despre Black Friday, de exemplu, da? Cum își fac oamenii coșul de cumpărături pentru Black Friday? Cât de important este evenimentul acesta pentru ei? Și atunci ne-am uitat un pic și în zona aceasta. Tot vorbim despre Black Friday și tot vorbim despre retailer și branduri și magazine, da, și multe promoții. Am aflat cu această ocazie că pe cei pe care i-am întrebat, 47% dintre ei au spus că brandul este mai important decât retailerul. Da? Deci vor căuta să meargă către un produs pe care și-l doresc, mai degrabă decât de unde să-l cumpere. Nu au o afinitate la fel de mare pentru magazinul de unde cumpără față de produsul, brandul produsului. Și nu în ultimul rând, un lucru care, despre care nu mi este drag să vorbesc, dar cu toate astea e atât de prezent încât nu avem cum să-l omitem, este partea de pain point, da? Durere, să spunem, piedici pe care le întâlnesc atunci când cumpără online. Peste 62% din cei întrebați au spus că au experimentat provocări în a încheia tranzacția online. Ceea ce este, iarăși, semnificativ dacă stăm să ne uităm. Vorbim despre o piață care are totuși comerțul electronic dezvoltat. Cu toate acestea, 62% din cei care au cumpărat au făcut o achiziție, da, suntem bucuroși pentru asta, dar cu toate astea, pentru ei nu a fost foarte ușor să facă o astfel de achiziție. Ok, asta este, ce să facem? E loc de îmbunătățire peste tot. Na. Dar oricum apreciez foarte mult și sunt super plăcut surprins de cum ții minte fiecare procent în parte, deci Oana, kudos. Adică spui 73% știu, 43% așa, bravo, felicitări. Mă întorc un pic la Virgil. Aș vrea să te întreb, Virgil, și cumva o să începem ușor, ușor să vreau să tragem și niște concluzii, dar până la concluzii, Virgil, vreau să te întreb așa, care sunt certificările pe care voi le aveți ca fan curier și în ce măsură ajută ele businessurile online din Republica Moldova? Și în al doilea rând, cumva încerc să combin două întrebări într-una. Care sunt proiectele pe care le aveți în vedere pentru perioada următoare? Și care pot ajuta, evident, industria de e-commerce. Virgil, vezi că ești pe mute cumva. Dacă ne auzi sau nu ne mai auzi. Cred că Virgil ne-a părăsit. Virgil has left the building. Ok, sper că revine. Probabil e o problemă de conexiune de internet. În cazul acesta, până când revine Virgil, mă întorc la Felicia. Felicia, aș vrea așa ca și concluzie din partea ta, care sunt așteptările tale, să zicem, pentru 2024, în ceea ce înseamnă lumea e-commerce și lumea digital din Republica Moldova și care sunt de asemenea principalele trenduri pe care ar trebui să le avem în vedere pentru 2024. Și mai ales, evident, lucrătorii implicați în domeniu. Da. Deci, evident, cum spuneam și mai devreme și cum au menționat și colegii participanți, există potențial și pentru anul viitor ne așteptăm la creșterile despre care s-a și pomenit mai devreme. Ce e important să reținem aici și să le comunicăm și comercianților? E faptul că odată ce devin comercianți în online, focusul nu mai e deja pe piața doar locală, focusul trebuie să se lărgească, să cuprindă cel puțin regiunile alăturate și de ce nu poate chiar și la nivel internațional să aspire ca să își poată mări afacerea. Evident, accesarea pieței globale
estimată la 6,3 trilioane de dolari, sună foarte futuristic la momentul actual pentru Republica Moldova, dar este o realitate și este o posibilitate spre care trebuie să privim și cred că sunt puse acum premisele necesare ca cei din țară, agenții economici de aici, să acceseze toate posibilitățile care le oferă actorii principali care vin să susțină dezvoltarea comerțului electronic, să-și dea interesul pe partea de, începând cu instruire, dar pe partea, de fapt, de toate componentele lanțului trofic de comerț electronic și să își seteze obiective mari în sensul ăsta ca să ne bucurăm de creșterea lor. Și ce e bine că sunt deja în țară povești de succes în care afacerile mici și mijlocii au reușit să exporte internațional și, așa cum menționai și tu, sunt comercianți care și-au extins activitatea datorită marketplace-urilor existente în alte țări. Deci, la ce ar trebui să atrag atenția, că mă întrebai, în primul rând, evident, trebuie să lucreze la optimizarea ratei de conversie și aici, evident, trebuie să aibă grijă cum e site-ul lor, să țină cont de tot ce înseamnă UI și UX, să fie site adaptat la dispozitivele mobile, așa cum arată și studiul din Google, că de acolo se fac marea majoritate a research-ului online, dar și cumpărările se întâmplă într-o rată mult mai mare de pe dispozitivele mobile și, evident, comercianții trebuie să aibă grijă și de procesul să simplifice procesul de checkout, pentru că, cum s-a pomenit și mai devreme, este o problemă și este un moment în care clientul își pierde încrederea. Și dacă vorbim de optimizare, evident, sunt și celelalte momente, optimizarea din punct de vedere SEO pe care trebuie să o facă ca pe o piață care încă nu este atât de competitivă, dacă vorbim doar de spațiul local, este totuși competitivă dacă ne gândim că consumatorul acum nu mai caută doar pe teritoriul țării informație, poate să compare și prețurile, ofertele și tot cu ceea ce e în regiuni, ceea ce e în afară, pot să comand de online din altă parte, trebuie să fie atenți și la ofertele pe care le fac și să lucreze în direcția păstrării încrederii consumatorului local în ofertele pe care și în produsele și în procesul pe care o să-l aibă consumatorul final, dar nu în ultimul rând e important să se țină cont și de diversificarea canalelor de comunicare, nu știu, testarea platformelor noi de social media, de exemplu, colaborarea cu influencerii de nișă. De ce zic de asta? Pentru că, cum spuneam și la GPEC vara, am văzut că s-a schimbat mult comportamentul de consum și pentru toate categoriile de vârstă, o prezență potrivită în digital și inclusiv în influencer, în care și atenția e mai mare, și trust-ul e mai mare. Este foarte important de explorat toate aceste canale și oricare alte care sunt potrivite nișei de business și, în general, scopurilor comercianților. Cam asta, așa, la modul general. Să-mi spui Mulțumesc. dacă mi-a Da, te rog. scăpat ceva din întrebare, să-mi zici dacă mi-a Nu, scăpat ceva. e ok, e ok. Îți mulțumesc tare mult, Felicia. Mă întorc la colegii de la FAN, la Virgil. Știu că voi sunteți pe drum și de asta probabil că sunt belele cu semnalul, dar așa cum și mai spuneam, curierului și-a de bine cu drumul, așa că se potrivește Așa perfect. e. Virgil, întrebam de principiu care sunt certificările pe care le aveți și cum ajută companiile cu care lucrați, cum ajută magazinele online cu care lucrați și, de asemenea, care sunt planurile voastre pentru perioada următoare, pentru viitorul apropiat. Da, îmi pare rău că s-a întrerupt exact când probabil mi-a adresat întrebarea, dar ne-am reconectat acum.
Și așa este, nu, semnalul nu este foarte bun pe tot drumul între Chișinău și București. Mulțumesc mult pentru întrebare. Avem foarte multe certificări. De fapt, avem cam tot ce se putea obține la momentul ăsta în partea asta de servicii de curierat. Așa cum spunea Cornel mai devreme, noi ne dorim să devenim numărul 1 și pentru asta noi încercăm să oferim cele mai bune servicii clienților noștri. În afară de 14.001 și de 9.001, standardele de management de calitate și de mediu, am reușit să obținem TAPA, certificare TAPA. Este un certificat ce ne asigură cumva sau asigură clienții noștri că suntem o firmă de încredere. Suntem o firmă sigură, o firmă care are foarte mare grijă de toate expedierile care se află la noi în rețea. În același timp, certificatul de AEO, certificatul de agent economic acreditat, practic ne asigură o trecere mult mai ușoară la vamă. Și asta înseamnă cumva că avem un timp de tranzit foarte bun, un timp de tranzit care este aproape comparativ cu serviciile mari internaționale. Bineînțeles că în modul ăsta noi putem asigura clienții că facem un serviciu bun și atunci putem fi folosiți foarte, foarte frumos și foarte repede, foarte la îndemână. Practic, în România suntem cumva curierul preferat și așa ne dorim să devenim și în Republica Moldova curierul preferat și în momentul în care un client își dorește să expedieze ceva, să se gândească automat la FAN, pentru că în momentul în care ne-au dat expedierile și expedierile sunt la noi, ei trebuie să fie siguri, liniștiți că avem tot ce ne trebuie ca să putem livra în cel mai scurt timp. Ok, îți mulțumesc tare mult și o ultimă întrebare pentru tine, Virgil. Care sunt sau cum vezi lucrurile? Și aici inclusiv Cornel poate să intervină. Știu că este greu. Asta, uite, chiar discutam cu mulți din zona de business că este greu în clipa de față să mai faci forecasturi, din multe puncte de vedere, da? Adică situația economică, contextul geopolitic, nimeni nu se aștepta la chestia cu Israelul după Ucraina, este foarte greu să mai poți să faci prognoze în zona de business. Dar așa, cât am putea să intuim, dat fiind contextul actual, cam cum vedem lucrurile că se vor mișca în 2024 în zona de comerț electronic prin perspectiva voastră de curier. Da, păi pentru noi e destul de simplu. Într-adevăr, cum ai spus și tu, contextul actual este foarte schimbător de la o săptămână la alta, dar noi nu, pe de altă parte, noi nu avem nicio vechime foarte mare care să ne poată da o bază de date veche și să ne ajute în partea asta de forecastare. Numai că fiind la început, trebuie să ne adaptăm și asta facem în permanență, căutăm cele mai bune soluții să facem fața acestor cerințe. Experiența din România, practic, ne mai învață și de faptul că putem să știm anumite date de reper, cum ar fi acest Black Friday, și să putem lua măsuri anticipat, astfel încât să putem trece foarte, foarte bine peste aceste perioade. Cuvântul de ordine este, practic, adaptabilitatea pe care trebuie să o avem în momentele astea. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, Virgil! Îi dau cuvântul Mulțumesc, și lui Denis. Stanislav pentru un ultim gând, un gând de final, pentru că tot am discutat un pic despre contextul ăsta economic și geopolitic pe care îl traversăm. Aș fi vrut să știu dacă și în ce măsură există poate niște cercetări viza asupra comportamentului de consum. Dacă s-a schimbat comportamentul de consum în această perioadă și nu în ultimul rând, care sunt principalele trenduri în zona de plăți online pentru viitorul apropiat. Dar aș încerca să sintetizăm cât se poate de pe scurt lucrurile astea, pentru că ne apropiem de final. Te rog. Да, спасибо, Андрей, за вопрос. Тогда, чтобы покороче ответить, первое, что пришло в голову по поводу изменения трендов, например, расскажу про такой сервис, который был успешно реализован в Украине, сервис, когда можно снимать наличные в магазинах, не в банкоматах, не в кассах банка, а именно в магазинах. И вот с теми изменениями, которые вы упомянули,
Этот сервис стал экспарситься на другие регионы, в том числе в Молдову. Я слышал от многих партнеров о том, что приходят к ним в магазин и просят: дайте, пожалуйста, снять наличные именно у торговцев. И, наверное, вот это ответ на первую часть вашего вопроса, первое, что пришло в голову. Наверняка таких изменений больше, просто сейчас экспромтом все не вспомнил. И по поводу трендов, которые сейчас видит Visa, по другим регионам, что популярно, что в фокусе. Наверняка это Mobile First, про который сейчас мои коллеги говорили уже. Это возможность сделать покупки именно ситуативно для того, чтобы клиент в хорошем настроении, в хорошем муде, который собрался совершить покупку, чтобы он смог это сделать с мобильного телефона, не обязательно подходя к лэптопу, к веб-версии. Для этого нужно иметь либо аппликацию, либо адаптивную мобильную версию сайта. Наверняка мои коллеги, которые сейчас присутствуют в паблик-дискуссии, лучше знают об этом и смогут прокомментировать. И второе направление, которое мы все наблюдаем, заключается в том, что core-продукт, который кто бы... о ком бы речь ни шла, чтобы не продавалось, он не может служить основой для того, чтобы обеспечить гарантии существования там фирмы в будущем. По этой причине в Визе мы называем сплитование таких сервисов как value-added service, то есть добавочная стоимость, когда торговцы, которые даже в B2B работают, которые сейчас вот присутствуют в дискуссии, либо в B2C-сегменте, чтобы помимо своего основного продукта добавляли стоимость и ценность другими сервисами. Например, если мы говорим о какой-то обычном магазине, e-commerce магазине, который продает обычные товары, допустим, одежду, то само собой доставка, само собой опция онлайн-примерки, само собой какая-то опция гарантии, опция возвратов, какие-то баллы лояльности. Все, ну и, соответственно, возможно, кросс-продажи на других торговцев. Вот это тот пример дополнительной ценности, которую можно дать. В случае, если мы говорим там про опцию доставок, FunCourier сейчас присутствует, то есть помимо доставок они что могут давать? Они могут давать трекинг своих посылок, могут давать опцию быстрой доставок от двери до двери, встречи курьера, либо же кто-то там для целей безопасности в ковид-времена может заказать бескурьерную доставку, когда посылка доставляется к двери, но без прямой коммуникации с курьером. И вот все эти дополнительные опции value-added services, они позволяют клиенту ценить вот тот сервис, который он может получить. И это сейчас является трендом, Visa в том числе следует этому тренду. Ну и помимо основных core-продуктов своих, предлагает также дополнительные продукты, которые помогают стимулировать как и кэшлесс, так и восприятие самого процесса покупок для наших с вами цели продаж. Эндрю, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. I hope I respond to your question. Mulțumesc frumos, Cristian. Vin și la tine cu o ultimă întrebare, ca și concluzie a acestui dialog. Ai spus tu că ai zis ceva mai devreme că e-commerce-ul nu mai crește așa cum creștea în pandemie, lucru care este firesc, adică nici în România nu se mai întâmplă nicăieri în lume, dar spuneai că procentul de creștere de la un an la altul este de undeva de 15%, ceea ce este foarte ok. Ce aș vrea să te întreb este, care crezi că sunt principalele obstacole, principalele provocări în creșterea un pic mai, în creșterea accelerată, un pic mai rapidă a comerțului online din Republica Moldova? Unde se pot schimba lucruri în așa fel încât piața să crească mai repede? Да, хороший вопрос. Сразу отвечу, наверное, словами наших клиентов, наших покупателей и продавцов. Первая самая большая проблема – это недостаток информации для принятия решения о покупке. То есть для того, чтобы что-то купить, тебе сначала нужно изучить товар, хочется пощупать его в руках, подержать. Поэтому, как ранее говорилось, пользователь уходит изучать подробности об этом товаре, да, если это там какая-то стиральная машина условно, то нужно сначала посмотреть миллион обзоров на YouTube, чтобы понять, что эта стиральная машина тебе поможет или подходит. В свою очередь, продавцам сложно заполнять всю эту информацию, добавлять подробности, описывать и так далее. Отсутствие этой информации создает боль с двух сторон. То есть, решив эту проблему, я думаю, удастся немного подтолкнуть Яком.
Вторая очень большая проблема, наверное, с которой столкнулись не только мы, но и некоторые другие сервисы, это, конечно же, доверие и безопасность. В Молдове последние 2 года огромный вал мошенничества произошел. Разумеется, с этим активно боремся, но при этом покупателей, конечно же, остается какой-то уровень недоверия для совершения онлайн-покупок и онлайн-оплаты в особенности. Вот, где-то сохранять свои карты, где-то прикреплять свои карты, даже если это доверенный сервис, все равно пока не все готовы. В свою очередь, к чему будем двигаться? Конечно же, это дополнение информации о товаре. Я думаю, что тут может помочь искусственный интеллект, наверное, дополнять и рассказывать подробно о товаре, потому что генеративный искусственный интеллект сейчас способен очень подробно описать все, что только у него не спросишь. Что касается доверия и безопасности, это решит, наверное, сторона валидации, какая-то дополнительная, возможно, интеграция с государственными услугами, потому что в Молдове очень хорошо развиты онлайн-сервисы и сервисы онлайн государственных услуг. Ну и на нашей стороне, конечно же, это отзывы и оценки о товарах, которые помогают пользователям, клиентам совершать решение о покупке. Ну вот я вижу, наверное, какие-то такие варианты. Ok, mulțumesc tare mult, Cristian. Și nu în ultimul rând, am să închei tot dialogul nostru, care sper eu că a fost super util pentru cei care ne-au urmărit, cu Oana Dumitrescu de la Google. Oana, ce așteptări avem pentru 2024? Chiar dacă spuneam și ceva mai devreme, e mai greu să faci predicții în perioadele astea, dar hai măcar să vedem așa, la guess feeling, cum va arăta 2024? Știi cum este? Noi ne uităm întotdeauna în trecut. Asta este că nu putem, nu avem căutările din Corect. viitor. Nu avem un glob magic, ne-ar plăcea foarte mult și cred că oricui de aici i-ar plăcea să aibă, să poată să vadă în viitor ce se întâmplă. Noi încercăm să descifrăm viitorul uitându-ne în spate, în căutările din trecut. Viitorul imediat pentru Republica Moldova, pentru că ne-am stâns aici să vorbim despre ICOM în Republica Moldova, arată foarte promițător. Black Friday, da, este astăzi, da, internațional, dar momentul cheie, aș spune, pentru ICOM în Republica Moldova reprezintă sezonul cadourilor, care ține până în, iată, ianuarie și o mică pauză în februarie și în martie cu 8 martie și sărbătorile cu care deja noi suntem familiari. Și asta cred că este marea diferență față de ICOM în România, unde undeva pe 19-20 decembrie vedem o stagnare a căutărilor, un interes mai scăzut în piață. În Republica Moldova, căutările au un pic, spunem noi, o creștere cea mai mare până pe 28 decembrie. Deci în timp ce noi ne pregătim de Revelion, comercianții din Republica Moldova sunt încă la butoane, încă împachetează, încă așează și încă livrează. Cel mai probabil și colegii de la FAN vor fi tot pe drum și în perioada aceea, cu o mică pauză și apoi iarăși vor relua pentru sezonul cadourilor. Am aflat astăzi, vorbim cu colegii din birou, sunt foarte norocoasă pentru că avem și colegi din Republica Moldova și pot să-i chestionez, să-i le dau o listă de căutări și să-mi spună ce se întâmplă acolo, să-mi traducă din căutări. Am aflat că, de fapt, cadourile se fac de anul nou și mai puțin de Crăciun și ghiciți ce, în Republica Moldova se sărbătorește de 2 ori anul nou. Așa că e foarte promițător viitorul imediat. Dacă este să ne uităm la anul următor, așa cum spuneam, nu văd motive de îngrijorare, tocmai pentru că sezonalitatea pare să fie constantă. Deci procentele de creștere, da, sunt de double digit. Cam toate categoriile au crescut de la an la an, nu au scăderi foarte mari sau creșteri foarte mari de la o lună la alta, de la un trimestru la altul. Prin urmare, dacă lucrurile continuă în acest mod și exact așa cum au fost descrise și de către colegii din panel, nu văd de ce nu ar trebui să fim optimiști despre viitorul e-com-ului în Republica Moldova.
ce putem să le urăm sau să le recomandăm comercianților este să fie curajoși. Felicia a menționat mai devreme cross-border. Cred că este un punct pe care trebuie să îl ia în calcul. Sunt foarte multe produse foarte bune. Aici aveți un fan, bucuria, mă declar, așa că mergeți și mai mult în export cu produsele voastre. Cristianul deja a pus punctul pe i atunci când este vorba despre modul în care oamenii cumpără și ce-și doresc, da? Și care sunt impedimentele pe care le întâmpină atunci când cumpără online și cred că sfaturile lui sunt mai mult decât pertinente și mai mult decât bune de luat în calcul, pentru că ele, practic, sunt vocea consumatorului. Uitându-ne în față, eu nu văd opreliști. Cred că singura barieră pe care ne-o punem singuri este cea din mintea noastră, pentru că altfel, după cum știm și comerțul online, nu are limite. Nu există granițe. Mult succes mai departe. Sperăm doar într-un context mai favorabil, atâta tot. Corect. Mulțumesc tare, tare mult, Oana. Vă mulțumesc tare mult tuturor celor care ați fost astăzi alături de noi și ați dat curs acestei invitații. Le mulțumesc și colegilor de la MCM încă o dată că s-au gândit la mine să moderez această dezbatere. Eu vă las. A fost o plăcere să fiu alături de voi ca de fiecare dată, dar îi dau cuvântul și lui Mihai pentru încheiere. Mulțumesc tare mult!